principal este patrimoniul astăzi. Și aș vrea să, să punem pe tablă aici de ce, pe ce ne opunem, ce e important, de ce e patrimoniul important, la ce bun, la ce ne trebuie. Vreau să-mi dați câteva motive pentru care patrimoniul contează. Și de ce suntem în sală astăzi. Hai să vedem. Ideea ordinului arhitecților de a venit, eu să vin aici, vinerea de la faptul că eu lucrez cu arhitectura în administrație, dar nu mai fac un principal în patrimoniu. Eu nu sunt arhitect orașului, e o altă colegă care este arhitect orașului. Eu sunt specialist, expertul în patrimoniu al orașului. Și atunci, rolul de, deci, din perspectiva rolului și experienței pe care am în acest domeniu, am invitat ca să vă zic cu ce se întâmplă la Suedia. Suedia este și țara care are cea mai veche lege de protecția monumentelor. Care este, deci, a produs acte de protecție care erau puse pe clădiri istorice în 1666. Această lege, de fapt, trăiește și astăzi în anumite. Deci, în ambientul cultural, ca definiție în Suedia, cuprinde absolut tot ce umanitatea a influențat. Ambientul cultural este unul din interesele publice naționale, care trebuie respectate în planurile de administrație și a mediului fizic. Corespondența cu legea 5/2000, planul de amenajare a teritoriului național, zona protejată. Ce spune această lege? Nu e gândită. Deci, statul spune, intră și spune, aceste suprafețe, aceste zone, din acest motiv, le consideri de interes național. Și, prin legea asta, sunt protejate. Dar, dacă o persoană vrea să facă o schimbare în această zonă, sau o autoritate, sau așa, îi se cere autorităților locale să precizeze care sunt aceste interese naționale. Și această precizare se face împreună între autoritățile locale și autoritățile naționale reprezentate de direcțiile județene. Și împreună trebuie să stea de vorbă să se precizeze ce anume din aceste zone de protecție. Deci, zonele construite protejate trebuie precizate în colaborare. Și bineînțeles că cetățenii trebuie să fie și ei consultați de autoritățile locale. Și apoi legea privind amenajarea teritoriului. La noi sunt două legi unite într-una, într-o singură lege. Atât legea pentru amenajarea teritoriului și urbanismului, cât și legea privind autorizația executării lucrărilor de construcții într-o singură lege. Scopul general al acestei legi este cu considerații pentru libertatea individuală. Să modeleze o dezvoltare a societății în condiții sociale bune și de egalitate. Într-un mediu de trai bun și durabil pentru oamenii din societatea actuală și în condițiile europene. Deci, ceea ce stabilește este că există un interes privat care trebuie respectat, dar în același timp, sub înțeles, există și un interes public. În legea aceea explică în următoarele paragrafe cum se face, cum cântărește între interesul public și interesul privat. Strategia națională pentru patrimoniu. Există și așa ceva. Deci, Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, e cel care a precizat aceste patru strategii naționale. Spune că acestea, bineînțeles, să fie folosite, deci tot, să lucrăm împreună la o societate durabilă, cu diversitate de ambiente culturale, care sunt păstrate, utilizate și puse în valoare. Asta este o mantră a noastră, cu Suedia. Să implicăm toți cetățenii în munca cu patrimoniu, să fie posibilitatea de a înțelege și la răspundere pe patrimoniul cultural. Este foarte important, pentru că ne obligă să fim mereu în contact cu cetățenii. Și asta este un vector extraordinar de important.
de dezvoltare a patrimoniului. Pentru că dacă noi, care avem un interes pentru patrimoniu, nu suntem vectori de diseminare a conștiințelor, de implicare în rândul cetățeni și crede că doar noi suntem capabili să rezolvăm problemele patrimoniului, ne izolăm și suntem murim cu patrimoniul de gust. Și asta este, de fapt, unul dintre efectele cele mai mari, elitismul. Și cei care se ocupă de patrimoniu trebuie să iese cumva din bula lor de vină și să înțeleagă că patrimoniul, practic, cu proporție de 99,999%, nu suntem noi care prezentăm, ci sunt oamenii de rând, toți, noi toți. De aceea trebuie să spunem noi toți. Ceea ce putem noi să facem, ca specialiști, sau ca oameni care lucrăm cu patrimoniul, este să aducem din vârfurile noastre de cunoștință, pentru că de asta am fost educați, de asta suntem plătiți, să de acolo, din topurile alea înalte, pentru care ne-am dezintă, suntem să ne ducem, să coborâm picioarele pe pământ și să dăm mai mult.